Ei, salutare, prieteni! Eu sunt X-Breaker, iată-ne la primul episod de PES România 2016. Vom începe o carieră de Master League. Întâi vreau să mulțumesc celor de la PES România. Fără ei, n-am fi reușit să jucăm în momentul de față PES România cu echipe din Liga 1. Chiar n-am fi reușit. Dacă ei nu existau, noi nu aveam echipe românești în PES 2016. Noi, între timp, ne alegem naționalitatea. Desigur, România. Iată că am găsit, o să le punem numele X-Blocker. Haideți să schimbăm puțin și pe la freză una alta. Da, asta știu că îmi plăcea. Așa, culoarea părului să o alegem. Cred că e ok asta. Mergem mai departe, haideți să-mi pun și ochelari. Da, nu mai pun. Nu mai punem ochelari. O rezolvăm așa, ne alegem, da. Club team. Iată ce avem. Champions League, Europa League, UEFA Super Cup, Cupa Cluburilor, Campionatul Mondial al Cluburilor, Cupa României Timișoreana și Super Cupa României Timișoreana. Eu între timp am mai făcut câteva transferuri. De exemplu, l-am adus înapoi pe Takayuki Seto, l-am adus pe Bujema la Astra, am mai făcut și pe la Dinamo câteva modificări. Vreau să vă arăt un jucător, știu că am adus aici câțiva jucători. Unde este? De exemplu, unul ar fi Râmnicianul, portarul de la Viitorul, Pandurii. La Pandurii am adus pe Axinte. Ce mai mi-aduc acum aminte? M-am uitat pe lista transferurilor. La Steaua l-am adus pe Bawab, l-am adus pe Marica, l-am adus pe Pintili, jucători care s-au reîntors. La Petrolul și aici, desigur, am adus câțiva jucători. Iată italianul Paolucci. Unde mai avem? Știu că am mai adus încă un jucător la Petrol. Da, Guerreiro. Și el a fost adus la Petrolul și jucătorul, dacă nu mă înșel, tot de la Viitorul, Michel Ricu. Pe la Craiova, nu știu dacă am făcut vreun transfer. La Seaul, desigur, l-am adus pe Adrian Mutu, pe Tsukuden. Nu știu dacă am mai făcut alt transfer pe la Seaul, dar cel puțin aceste două transferuri le știu că le-am făcut. Și la Viitorul, desigur, am adus pe Pesania. După cum bine știți, Pesania a venit la Viitorul. În rest nu mai țin minte să fie adus pe cineva, nu știu dacă a mai venit cineva între timp. Lasea a făcut mari modificări și cam atât. În rest, dar cum, am stat puțin să fac noile transferuri, de aceea începem cariera cu Viitorul Constanța. După cum bine știți, aveam cariera făcută pe live, dar trebuie să o facem acum cu noile transferuri și cu noul update apărut de la PES România. Haideți să vedem ce ne așteaptă la Viitorul. Iată și prezentarea, august 2015. Venim antrenor la Viitorul. Hagi vrea doar să fie patron, se pare. Să vedem dacă vom face o treabă bună la Ovidiu. Viitorul, eu zic că a făcut o alegere bună. Le-a luat pe noi. Liga 1 Orange România. Mulțumim PES România. Avem 1.400.000 decât pentru transferul, deci n-avem mare lucru. Eu un singur jucător aș vrea să-l iau. Iată, Mitache. Să-l dăm pe 200.000? Nu. Nu. Dacă vor să ne dea, la cât să ne dea? Nu vreau nimic de la ei. Chiar nu vreau nimic de la ei. End negotiation. Momentan nu vindem nimic. Nu avem nevoie, între timp eu aș vadă că să iau un singur jucător. Știu că Mutu abia a venit la cei de la ASEA, dar chiar mi l-aș dori, mi arată undeva la așa. Am 7.500.000. Am putea totuși să facem un transfer, dar nu știu ce să zic. Iată, putem să ne instruim puțin și scouterii. Unde să ne caute ceva? Tot în România aș vrea să ne caute. Dacă am avea și România, n-avem România, Spania, Portugalia, în Europa, în întreaga Europa. Ce avem pe aici? Avem... Da, nu știu exact ce să dau eu pe aici.
În fine, nu mai contează asta. Am ales eu ceva prin Europa, dar manager ofer. Să nu spuneți că avem și deja oferte. Aia mai trebuia să mai am și oferte imediat cum ajung. Va fi oricum o carieră interesantă în PES România. Noi haide să ne facem și echipa. După cum bine știți, trebuie să ne facem echipa. Jucăm. Ia uitați ce avem pe acolo. Șerban îl scoatem, îl introducem în poartă pe nimeni altul decât pe Sani. Îl băgăm și pe Ianis Hagi aici. Boli cu Akim. Hodorogea va ieși și el îl bag pe Mitrea. Boli îl bag în locul lui Nedel cu... Da, cam așa. Nu prea văd. Aganovic, desigur. Nu, Tănase. O să joc cu Tănase în centru al... Ce-mi caută portarii? Nu înțeleg. Chiar nu înțeleg ce caută portarii pe acolo. Chițu, Tănase și Nicoliță. În rest, nu prea mai am Benzar. O să-l bag și pe el pe lista de rezerve. În locul lui Șerban Gavra. Îl scot. Și vreau să-l bag pe cine? Pe Filip. Și parcă am mai văzut un jucător interesant pe aici. Iacob Țiru. Desigur, Țiru. Nici nu știu cu ce. Să-l folosesc pe... Da, îl folosesc pe Ciu pe aici. Un skill mult, mult mai bun. Marin, Benzar, Filip. Cernat joacă și el? No, no, no. Nu pot să joc cu Cernat. O să joc cu Romario sau să-l las pe Cernat. Are un skill bun, dar am dat de Cernat peste tot și parcă aș vrea să scap într-un fel de el. Sincer, și la formația care acum, deși oricum nu o să joc cu formația asta, chiar nu o să joc cu formația asta, lăsăm momentan așa. Haideți să schimbăm tactica, pentru că nu putem să jucăm, chiar nu putem să jucăm în stilul ăsta. Ce facem? Schimbăm formația. No, 4-2-3-1 nici 4-2-3-1 nu-mi place. Ce vom alege noi? Trebuie să avem alege. Asta ar fi o variantă, dar l-am pe Cernat prea în spate. Nu mă ajută cu mare lucru. 4-3-1-2 nici asta, nici aici nu mă ajută cu nimic. 4-1-2-2-1 ce? 4-3 4-3-2-1 3-2-2-3 la fel, avem centru prea slab. Nu găsesc nicio formație care să mă ajute. Numai așa poate să joc. Dar ce fac? Să joc pe Nicoliță, pe Cernat acolo. Dar unde mai folosesc pe Ianis? Folosesc în stânga. Nu prea mă ajută cu nimic, nici asta. Avem câteva formații care... cred că așa o să joc, dar altfel n-am cum să joc. Nu joc cu Cernat, joc cu Hagi și cu Nicoliță. Da, n-am altfel cum să joc. Chiar nu am cum să joc altfel, pentru că nu mă ajută ce am eu pe aici. Îl bag aici pe... Nu, Achim îl las, să schimb pe Cernat, îl bag pe Benzar. Aș vrea să-l bag. Bag pe Benzar, Nicoliță îl schimb cu Ianis Hagi. Ianis Hagi o să joace așa și Benzar, lasă aici pe Benzar sau să-l bag pe Cernat? Dacă îl bag pe Cernat aici, are un skill foarte mic. Nu știu ce să folosesc. Poate pe Aganovic o să-l folosesc aici, altul n-am. Altul n-am. Chițu și Tănase în față. Chițu și Tănase. Da, cam așa, Nicoliță, Mitrea, Boliciu, pe Munteanu. Asta e de început, să vedem cum ne vom descurca. După, dacă ceva nu merge în regulă, schimbăm, nu este niciun fel de problemă. Dar, între timp, trebuie să avem mare grijă. Viitorul în campionat joacă destul de bine. Sper să o facă și acum. Nu știu cum vor fi lucrurile pe aici, dar vom vedea în foarte scurt timp. Eu... nu știu dacă trebuie să fac un transfer. Singurul care aș vrea să-l iau pe Mutu, atât. Chiar aș vrea să-l iau pe Mutu, dar nu știu dacă va veni. Steaua s-a întărit foarte mult. Hai să vedem Mutu. Să vedem ce zice Adrian Mutu.
Continue. Da. Acum cred că rămâne să ne înțelegem noi cu Mutu. Ce ar fi să-l luăm pe Adrian Mutu? Un prim transfer ar fi senzațional. Mutu cred că ne-ar salva, ne-ar ajuta foarte, foarte tare. Noi între timp o să avem o partidă cu Pandurii Târgu Jiu, urmează. Nu mai este mult până la acea partidă, trebuie să avem mare, mare grijă. Din nou avem câteva update-uri la transferul cu Mutu. Ciupe, să se ducă, nu, 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 Ciupe nu-l dăm pe Ciupe. Adrian, 12 milioane vrea Astra. De unde? De unde să-ți dau eu 12 milioane? Facem altfel. Facem altfel. Vă dăm un jucător la schimb. Mi-l dau pe Gavra. No, 22 de ani Gavra. Să-l dau pe Gavra. Gavra ar putea valora mult, dar nu știu ce să fac. Chiar nu știu ce să fac. Păi da, haide așa. A, și mă reduci la 11. A, mă, fi serios. Păi și pe cine să-ți dau altcineva? A, dacă ți-l dau pe Cernat, aș vrea oferta asta. Chiar aș vrea să-l dau pe Cernat. Sincer, aș avea nevoie să scap puțin de el. Dar să vedem ce se va întâmpla. Adrian Mutu, dacă ar veni la FC-ul Slatina. La FC-ul Slatina, da, mă, obișnuit cu Slatina. Dacă ar veni la Viitorul Constanța, ar fi senzațional. Din nou un scouting report. Daniel Bessa. Iată și un jucător de la Nantes. Sincer, nu prea aș vrea să aduc străini la echipă momentan. Aș vrea să joc cu românii noștri care pot face spectacol viitor. Oricum are jucători foarte tineri. Mutu, dacă ar veni, ne-ar îmbătrâni extrem de mult. Haideți să vedem, abia aștept partida. Ce se mai întâmplă pe aici? Foarte multe update-uri așa de început de sezon. Filip pe 900. Nu, nu-i dăm acum pentru că îl va lua foarte puțin, iar asta nu ne ajută cu nimic. Noi vrem ca sezonul viitor să-i vindem pe o sumă mult mai mare. Ăsta e scopul nostru. Haide, Mutule, haide, ia se au, spune ceva, spune ceva. Iată câte negocieri se fac, negocieri intense. Ah, Mutu nu vrea. Mutu nu vrea să vină. Din păcate, Chițu pe 2.300.000 la Astana. Nu-l dau nici pe Chițu, nu-l dau nici pe Filip. Și merge mai departe. Nu vreau să vând nimic și nici nu mai cumpăr nimic momentan. Poate numai dacă știți vrei un român extrem de bun, dar mai bine strângem bani și luăm jucătorii puternici la Viitorul Constanța. Iată că avem partidă cu Pandurii Târgu Jiu. Prima etapă. Prima etapă și vom vedea cum ne vom descurca. Pandurii Târgu Jiu, Viitorul Constanța. O partidă. Cred că va fi superbă această partidă. O să vedem, ne pregătim. Viitorul joacă în deplasare la Pandurii Târgu Jiu. Pandurii Târgu Jiu. Iată foarte multă lume la stadion. Pandurii. Echipament albastru complet. Viitorul alb cu negru. Pandurii atacă de la stânga la dreapta. În prima repriză au și posesia. Să vedem însă noi cum ne vom descurca. Iată cum nu s-a dat fault. Axinte. Pandurii forțează oare din prima parte. Să vedem, Maxinte încă o dată, Nico are ocazie de gol pentru Viitorul. Ocazie de gol pentru Pandurii, mai bine zis, e 1-0. Pandurii scrie prin Nicoară. Iată că pe Sania n-are ce să facă la primul șut pe poartă din acest sezon. Pandurii Târgu Jiu reușește să marcheze. Oh, Doamne, oh, Doamne, ce se întâmplă? Pandurii marchează. Marchează Pandurii și oare vor da cu noi de pământ? Vom vedea în foarte scurt timp ce se va întâmpla. Iată aici arbitrul a lăsat foarte bine jocul să continue. Lipsă de marcaj în defensiva noastră. Erori, n-are ce să facă pe Sania. Bară gol 1-0. Nicoară înscrie și cred că este cel mai rapid gol în acest sezon. Să vedem însă noi cum ne vom descurca. Chițu pentru Ciupe, Ciupe mai departe pentru Bănel, Bănel. Bănel nu se descurcă. Ce n-ai făcut, Bănele? Răduți. Pasă până la Ropotan. L-am adus și pe la, am uitat să vă spun, de la Petrolul. Un nou transfer făcut. Barreto, iată Răduț, pe Sania blochează autogol. Ce
Ceva e în regulă la viitorul. Ceva e în regulă la viitorul. Reușit să ne dăm și autogol. Păi ce facem, băieți? Păcat de intervenția bună pe care a avut-o pe Sane. Iată, am ieșit prost la offside aici. Pe Sane intervine foarte, foarte bine și își dă autogol. Of, Doamne, of, Doamne, ce se întâmplă în aceste momente la Pandurii? Este SF-ul în aceste momente chiar. Ne dăm și autogol. Sper să nu mă trezesc cu o demitere. Iată un faul dur. Cred că îi curge sânge de nas latul și era. Am văzut că tot ridică fanionul ăla. Mai stai, tată, și că... Ei! Iată, Pandurii, o nouă ocazie de gol. Ah, de mă-și bă joc de mine ăștia! Nu reușesc să fac o fază, deci nu reușesc să controlez jucătorii. E 3-0, Răduț! Să alege praful de noi. Să alege praful de noi în aceste momente. 3-0, 22. N-a reușit să legăm o pasă. Tănase. Chițu, Aurelian Chițu. Joacă acum cu Tănase. Nicoliță. Achim, 3-1, se sună revenirea, Achim, lasă bucuria, nu te mai bucura așa mult. Oh, Doamne, 3-1. Sper să pot câștiga această partidă. Am încredere în băieții mei, dar trebuie să ne apărăm bine. Asta e tot ce contează, însă ce se joacă momentan la Pandurii. E din alt fil, Chițu ajunge la balon, Chițu, să vedem, oare va încerca centrarea, Chițu, nu, încearcă un dribling. Chițu, dribling bun, pasă pentru Achim, șutul acestuia în blocaj, ocazie de 3-2, asta ar fi fost culmea, să marcăm din nou. Nicoliță, cum, nu înțeleg cum n-a reușit, și ce mi-e greu în PES, mi-e greu să fac deposedările, nu-mi dau seama, deci nu pot să fac deposedări. Haideți, băieți, Săpunaru foarte bine se descurcă, Pandurii încearcă din nou, Pandurii, Săpunaru, capitanul Pandurilor. Oh, bună intervenția lui Munteană, a plecat Tănase, nu e offside. Unde te duci, Tănase? Răduț, Pandurii conduce cu 3-1 în continuare pe viitorul Constanța. Ne apropiem de finalul primei reprize, Domn Tarda de la margine, iată acum o ultimă ocazie, Ciupe avansează Ciupe, așteaptă pasa un jucător de la viitorul, Ciupe vine cu centrarea în blocaj. Nu trebuie să pierdem balonul, dacă îl pierdem s-a terminat prima repriză, Aganovic șut în blocaj și aici se încheie prima repriză, 3-1 pentru Pandurii. Am început foarte prost acest sezon, o repriză în care primim 2-3 goluri, mai bine primim 20 de minute 3 goluri și automat lucrurile se strică, primești 3 goluri. Oh, faul de galben, arbitrul lasă însă jocul să continue, Tănase. Cu cine să joace? Vine Nicoliță. Pas acum pentru Tănase, mai... Haide-mă, Tănase, îți bagi joc de noi. De ce dai pase? De ce greșește pasa aia, Tănase? Nu-mi dau seama, o pasă foarte ușoară. Ratată de Tănase, Mitrea. Intervenție bună, nu știu dacă vom avea timp să mai revenim. Sper să mai avem și ocazii de gol. Asta contează foarte mult. Panduri însă este periculoasă la această fază. Iată dribling-ul. Aproape de 4-1. Ce se întâmplă? Nu cred. Se dă fault. Da, se dă fault. Dar de ce? A continuat jocul. A șutat la poartă. Iată că arbitrii ia o decizie destul de ciudată după părerea mea. Ce golață! Răduț marchează senzațional, n-am apucat să văd această minge, sincer, ce să mai facă pe Sania, nici el nu cred că s-a aștepta să bată așa rapid de Răduț. E 4-1, viitorul n-are ce să mai facă în aceste momente, nu cred că mai avem ce să facem, jucăm în pase, dar Pandurii se apără bine, iată că Nicoliț al meu îmi pierde un balon extrem de ușor. Unde ar fi vrut să ducă? Nu știu, Nicoliță încă o dată de postat. Axinte, Pandurii poate forța, poate scrie și golul cu numărul 5. Viitorul într-o pasă extrem de proastă, să fiu eu de vină. Oare să fie doar un început de sezon mai prost? Nu știu ce se va întâmpla. Vom vedea pe parcursul acestui sezon pe Sania.
destul de dezorientat și pe Sania, sincer să vă spun. Mi se pare foarte nesigur. Iată cum Munteanu pasă pentru Aganovic. Aganovic pentru Tănase. Tănase pentru Chițu. Chițu, bun driblingul acestuia. Avansează Chițu. Aici se putea da faul, după părerea mea. Arbitrul s-a lăsat jocul să continue. Achim încearcă o intervenție. O minge lungă acum trimisă de cei de la Panduri. Iată că toți ei au posesia. Intervenție acum bună. Intervenție bună. Șut din nou pe lângă. Suntem demolați. Suntem... Hai de capul meu. Deci n-am mai pățit de mult o asemenea umilință. Iată că nu dau Panduri acum. Visurile noastre se pare că sunt acum, da, SF-ul, e ceva SF. Mă gândeam că vom reuși să prindem loc de Europa, poate câștigăm un trofeu. Nu cred că vom reuși în stilul ăsta. Haideți să facem câteva schimbări, Tănase îl bagă pe Gavra. Dar nu, pe asta e chestia, eu nu pot să joc cu Ianis Agi așa în spate. Totuși am doi jucători aici în spate. Și se alege praful de mine. Îl bag și pe Cernan, n-am ce să mai fac oricum. E târziu ce fac eu acum, dar asta este. Săpunaru, o minge lungă, iese pe Sania. Mai și pe Sania să resping acel balon. Nu înțeleg de ce. Pe Sania, intervenție bună. Intervenție bună aceasta dată lui pe Sania. Iată cum greșim pasele. Benzar încearcă să alerge după o recuperare. Pe Sania, intervenție bună de această dată. Din nou intervenție bună a lui Pesania. Bezar pentru Cernat. Cernat mai departe pentru Gavra. Gavra călcâi pentru Bănel Nicoliță. Avansează Nicoliță. Nicoliță. Hei, hei, haide. Vei arbitru. Dă-te-n... No mai. Se fini. Pandurii câștigă cu 4 la 1 și noi avem partidă cu astea Târgu Mureș după. Ce s-a întâmplat acum la Pandurii a fost de... A fost din alt film. Trebuie să avem mare grijă. 4 la 1. Panduri învinge pe Viitorul. Viitorul pierde senzațional 4 la 1. 4 la 1 cu Pandurii. Au dat cu noi de pământ, sincer. N-am avut ce să facem. Am încercat. Dar n-am putut nimic, iată 3-0, Astra cu Steaua, 3-0, oh, ce face și Steaua, ce face și Steaua, se alege praful și de Steaua, Timișoara și ea bătaie cu 4-1, Astra, 3-0 cu Steaua, noi avem o partidă extrem de grea, sincer, cu cei de la ASEA, dar sper să reușim să câștigăm, dar avem între timp un meci amical, nu știu, n-am văzut exact ce se întâmplă pe acolo. Dragilor, aici se termină acest episod. Este primul episod de PES România care îl facem. Am început carieră cu Viitorul. Eu vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Mulțumim PES România pentru că ne-a acordat această șansă să jucăm cu echipe românești, să jucăm Liga 1 în PES 2016. Spuneți-mi dacă voi credeți că avem nevoie de ceva schimbări pe la echipă. Ce formație de joc credeți că ne-ar avantaja? Eu sunt Xbreaker, o zi bună continuare, pa, pa și nu uita să apeși butonul de like, share mai departe și un subscribe, ciao, pa!